Sunt bucuros să fim împreună și mulțumesc lui Dumnezeu pentru oportunitatea de a studia ceva deosebit în această dimineață. Sper ca să înțelegem adevărul faptului că misiunea medicală este unită cu solia Îngerului al Treilea, că de fapt acesta este planul lui Dumnezeu. Este vorba de un plan bine ticluit de Dumnezeu. Este vorba de o evanghelie cu totul specială, care nu este predicată oriunde. Este exact evanghelia lui Dumnezeu, adevărul prezent pentru timpul din urmă. Și este vorba de o cale de vindecare cu totul specială, care reprezintă medicina lui Dumnezeu sau calea de vindecare a lui Dumnezeu. Vă pot avertiza încă de la început că diavolul a contracarat această lucrare extraordinară, acest plan. Vă dați seama că se luptă împotriva planului Dumnezeu, mistificând atât Evanghelia cât și lucrarea misionară medicală. În felul acesta, în timpul prezent, lipsește și una și alta. Nu știu când auziți astfel de lucruri, cam la ce vă gândiți, oa, ce zice omul ăsta. În realitate, asta este. O pot dovedi în orice cer de discuție și oriunde vreți că nu se face nici misiune medicală și nu se predică solia Îngerului al Treilea, realmente solia neprihănirii prin credință, adevărul prezent. E o altă evanghelie, o evanghelie care are tot felul de împrumuturi omenești, care a pierdut elementele esențiale, care n-are nici putere să transforme oamenii, rezultatele sunt vizibile, adică netransformarea grosieră la nivel masiv a oamenilor, la experimentarea biruinței asupra păcatului și așa mai departe. Iar în ceea ce privește partea cealaltă, că nu este calea de vindecare a lui Dumnezeu, e ușor de demonstrat, pentru că e de fapt, la fel ca o altă evanghelie, este o altă evanghelie a sănătății, în care se merge pe aceeași linie seculară, de fapt oamenii se pregătesc pe aceleași linii seculare, neavând nimic deosebit. Ellen White spunea în Mărturii pentru Comunitate, volumul 5, sunt multe căi de vindecare pe care oamenii le încearcă, dar numai una o aprobă Dumnezeu. Aceea e calea lui Dumnezeu, care înseamnă că folosește remediile lui, remediile naturale, care nu bruschează organismul, care sunt ușor de întrebuințat și care ridică organismul și ea numește acolo nutriția, aerul curat, exercițiul fizic, încrederea în Dumnezeu și celelalte elemente. Aș vrea să citesc în Matei capitolul 10, versetul 7 și 8: și pe drum propovăduiți și ziceți, împărăția cerurilor este aproape. Și apoi spune, vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățiți pe leproși, scoateți afară demonii. Fără plată ați primit, fără plată să dați. Aceasta era lucrarea Domnului Iisus. E simplu, dar deseori oamenii uită să analizeze exact elementele care sunt izbitoare, ușor de înțeles. Era vorba de propovăduire a unei evanghelii pe drum propovăduiți, nu? Era vorba de împărăția lui Dumnezeu care este aproape. Apoi spune, imediat vindecați, ceea ce era unit, nu era separat. Era vorba de propovăduire unită cu vindecați, înviați pe morți, curățiți pe leproși, scoateți afară demonii. Și apoi era și maniera în care se făcea lucrarea aceasta, fără plată ați primit, fără plată să dați. Aceasta a fost lucrarea Domnului Iisus, nu? Era o lucrare care asocia o predicare specială, că oamenii când a început Iisus să învețe, știți ce spuneau? Oamenii, inclusiv religioșii, că în primul rând a predicat în Israel, da? Ce spuneau? Niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta. Recunoșteau că el învață, nu cum învățau ceilalți. Felul, stilul în care Iisus și ce predica Iisus era foarte diferit decât ce învățau învățătorii legii din Israel. În același timp, lucrarea Domnului Iisus era asociată cu vindecarea și pe deasupra nu era ca la templu în care totul era subvenția pentru o instituție, știți, nu? Ce spunea Domnul Iisus când în prima curățire, a doua curățire a templului, a făcut din casa tatălui meu o peșteră de un loc de negustorie, nu? Asta se transforma, să pierduseră ce? Evanghelia o pierduseră pentru că evreii nu mai aveau Evanghelia adevărată. Rămăsăseră cu sistemul ceremonial al jertfelor, cu legea fără Hristos, cu sistemul jertfelor golit de esență, la fel ca și astăzi adventismul. A pierdut, dar a rămas un popor al legii. Dar legea
fără Hristos în ea, fără neprionire prin credință, nu devine decât legalism gol, un jug apăsător și nimeni nu ține legea, pentru că singura manieră în care se poate ține legea este Hristos în oameni. De fapt, Hristos e împlinirea legii. Hristos e legea vie, Hristos e legea în acțiune, viața Lui e demonstrația practică a ce înseamnă fiecare principiu al legii. E una scrisă și una este în mișcare, în acțiune. Viața lui Iisus era asta. Evrei pierduse însemnătatea și a Evangheliei și a chemării lor de a fi balsam de vindecare pentru neamul. Știți că ei deveniseră noi și doar noi. Se zice să rămână, mana se împuțise. Istoria se repetă, scrie o pană inspirată. Știți de câte ori scrie că noi repetăm istoria poporului evreu? De atât de multe ori încât e obsedant. Numai că nu vedem lucrul acesta. În realitate, în timpul de față s-a pierdut și puterea Evangheliei, s-a pierdut și misiunea medicală. Pentru că nu se face misiune, se face misiune medicală, mai degrabă linia alopată, biserica pregătește oameni în mare măsură, tot pe linia seculară, nu-i vorba de calea de vindecare a lui Dumnezeu. Să știți, calea de vindecare a lui Dumnezeu respectă principiile Evangheliei. Deci există o similitudine perfectă între principiile de vindecare, recunoașterea cauzalității, îndepărtarea cauzelor. Nu se tratează simptomele, nu? Exact asta se spuneați. Noi practicăm o medicină care tratează simptomele. Nu doar o medicină, noi practicăm o evanghelie care încearcă doar să anestezieze simptomele păcătosului, care ar vrea să aibă și el conștiința liniștită și garanția că merge la limanuri. Stați liniștiți în biserică, biserica este singura, stăm pe adevărul lui Hristos, cântăm tare și mare, rămâneți în port, nu evadați din corabia mântuirii, că ea vă duce către limanul dorit. Și cam asta se spune, când te uiți, vasul este plin de oameni nemântuiți în realitate, unde îi duci la limanul dorit, că nu se duce către limanul dorit, corabia merge în altă parte, este, bineînțeles, este târâtă de curenți către altceva. De aceea această lucrare s-a pierdut. Planul lui Dumnezeu este devastat momentan. Cine va recunoaște planul lui Dumnezeu și va înțelege și Evanghelia adevărată și va înțelege și calea de vindecare a lui Dumnezeu? Asociate înseamnă planul lui Dumnezeu și formează ceva de neimitat, formează ceva unic cu care Dumnezeu urmează să uimească lumea și să-și încheie lucrarea pe acest pământ. Deocamdată ce sunt povești de încheierea lucrării. Cu ce să încheie lucrarea când nici măcar nu-ți cunoști Dumnezeu, când Dumnezeu adevărat e înlocuit cu un Baal ca pe timpul lui Ilie, trebuie să vină Ilie din nou, nu? Avem impresia că ne transmite solia Îngerul al Treilea și nici măcar nu știm la ce Dumnezeu ne închinăm. Am pierdut totul ce au avut pionierii adventiști, dar măcar nu știm ce au fost, ce au crezut, ce tip de oameni au fost, ce scopuri au avut pentru viață și ce a vrut să fie biserica respectivă. De fapt, s-a strâmbat calea de mult. Și nu mai e aproape nimic din ceea ce a fost. Cum ar putea Dumnezeu să încheie lucrarea? Tocmai de aceea timpul se îndelungă, tocmai de aceea e mai mult zgomot arsurzitor, dar fără rezultate adevărate, tocmai de aceea convertirile reale devin o raritate, un fenomen extrem de rar, nașterea din nou, în mare măsură, sunt doar măsluiri, doar chestii de fațadă, dar fără fundament. De aceea trăim timpuri foarte grele. Dumnezeu ne cheamă ca să reevaluăm planul Lui, să redescoperim ce vrea El să facă, tipul de lucrare unic pe care nu are nimic de a face cu protestantismul decăzut, care nu are a face nimic cu fiara și cu celelalte instituții corupte, cu Babilon, de unde sunt chemați oamenii să iasă. Cum am putea noi să-i chemăm din Babilon când noi ne facem educația în Babilon? Când conceptele babiloniene sunt pur și simplu în instituțiile de predicare, în cele care creează pastori, în cele care creează lucrători și misionari. Papismul este peste tot, aceleași principii, pot demonstra de dimineața până seara, nu pe vorbe generale. Am ținut teme, o grămadă de teme am ținut de genul acesta pentru ca să se trezească, nu? Că Dumnezeu a încredințat adevăruri speciale, dar acele adevăruri s-au pierdut, să știți. Aceste adevăruri nu mai sunt. Citeam din Medical Ministry 131, Dumnezeu ne-a dat un mandat pe care îngerii l-ar putea invidia. Dacă ar invidia, este o formă de a spune că atât de mult le place îngerilor. Ideea aceasta de mandatul pe care l-a dat Dumnezeu oamenilor, lucrarea misionară medicală este un lucru sfânt plănuit de Dumnezeu. Este exact ce ar putea invidia. Este ceva extraordinar.
plănuit de Dumnezeu lucrarea aceasta. Este un model de lucrare, să știți, lucrarea, predicarea Evangheliei asociată cu lucrarea de vindecare și binefacere. Aceasta a fost inițiativa Domnului Iisus, care este maestru misionar. El este marele misionar. Noi nu suntem decât ce? Ucenicii lui. Ucenicii întotdeauna își copiază, se identifică cu maestru. Nu suntem chemați să îmbunătățim tipul de predicare al Domnului Iisus, nici tipul de lucrare pe care l-a făcut El. Știți de ce? Pentru că nu se poate îmbunătăți. Nu vom fi nici mai înțelepți, nici mai buni și nici mai inventivi, nici mai creativi. El a lucrat fiind plin de Tatăl Său. Tatăl care este în mine, El face aceste lucrări ale sale, El a spus. Această lucrare, ce a făcut El, era exact oglindirea perfectă a planului Dumnezeu, cum vrea Dumnezeu să se lucreze. Ce a predicat El este, ce trebuie să predicăm noi, felul în care s-a purtat El este, felul în care trebuie să ne purtăm noi. Caracterul care l-a avut El este caracterul pe care trebuie să-L manifestăm noi. Lucrarea de vindecare pe care a făcut-o, tipul în care s-a comportat cu toți oamenii de dimineața până seara, este exact tipul de misionar pe care Dumnezeu vrea să-L formeze în timpul de față. Noi trebuie să fim după ordinea divină. Există o ordine divină, suntem chemați să intrăm pe linia asta, dacă nu, facem altceva. Umblăm în lumina scânteilor proprii, foc străin, și înseamnă să mergem pe o altă linie, nebinecuvântată de Dumnezeu. Unde sunt misionarii care sunt după modelul divin să transmită Evanghelia Domnului Iisus în felul în care a transmis-o El, asociată cu lucrarea pe care a făcut-o El, nu? O lucrare de altruism pur. Altruism pur, nici o secundă trăită pentru El însuși. Fără plată, ați primit fără plată să dați. Era o lucrare care nu însemna. Ați văzut undeva că El a vorbit că trebuie susținută nu știu ce instituție sau duceți-i nu știu unde sau făceți-i. Pentru că toată lucrarea s-a transformat în prozelitism. Lucrarea fariseilor, care colindau marea și uscatul să facă ce? Un discipol. Și când îl făceau, ce făceau? Un fiu al genii de două ori mai rău decât ei. Vin oameni sinceri, îi bagi pe scaunele adventului și după ani de zile vezi că și-au pierdut și dragostea, și-au pierdut și zelul de la început, și se formalizează, se tipizează, devin așa farisei subtili. Și îți pare rău de ei, dacă le urmărești ascensiunea sau le urmărești evoluția în viața, îți dai seama că nu au crescut, au pierdut și ce au avut la început. A? De ce? De ce? Pentru că misionarismul și lucrarea și evangelizarea e percepută cu totul diferit decât ce a făcut Domnul Iisus. Nu este lucrarea pe care a făcut-o El și nu este nici lucrarea plănuită unde e scris în spiritul profetic ar trebui să o facă acel popor special. În timp, noi încă strigăm cu gura mare, noi suntem poporul. De ce ați fi poporul? De ce aș fi poporul? Nu? Ce credeți? Că nu e scris. Poporul lui Dumnezeu are doar descrieri, nu are denumiri. Are descrieri, dacă te potrivești descrierii, ești. Dacă nu te potrivești, ești afară din acea descriere, ești altceva. Mergi pe o altă rută, nu? Noi suntem sămânța lui Avram, serios. Dar cum să fii sămânța lui Avram? Singura legătură care o poți să ai cu Avram este aceeași credință, aceleași fapte, aceleași viețuire care a avut-o Avram. Atunci da, e o legătură adevărată, reală. Nu există chestii de genealogie, nu există chestii de legături trupești sau de genul acesta. Este doar o legătură a spiritului, atâta tot. Matei 9:35. Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând în norod, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Acesta era felul în care El lucra. Mai citesc o dată ca să vedeți elementele și vă rog să le pricepeți, pentru că sunt frumoase, sunt clare. Și definesc exact modelul. Modelul, tipul de lucrare. Străbătea cetățile, învățând, a învăța e cu totul altceva decât propovăduind Evanghelia, că n-ar mai fi virgulă propovăduind Evanghelia. Înseamnă a învăța pe norod, e una, a propovădui Evanghelia, este alta, și legat imediat de și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință. Orice fel. Asta înseamnă că răspundea tuturor nevoilor, neputințelor, bolilor. Dar era un educator practic. Asta înseamnă a învăța pe oameni. A propovădui Evanghelia înseamnă a transmite
principiile clare cum oamenii sunt mântuiți. Dar oamenii au nevoie să fie învățați practic, pas cu pas, viața de fiecare zi. Asta înseamnă evlavie practică, învățătură practică, cum să trăiești în viața de fiecare zi cu Dumnezeu. Fiecare aspect, ați văzut că el le lămurea în simplitate toate aspectele legate de o viață, de evlavie, nu? Îi învăța pe oameni. Propovăduia clar ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat când ei că o căutau să o vadă, spunea în lăuntru vostru, nu? Nu va veni ca să izbească privirile, nu se va zice uite aici, uite acolo. Oamenii așteaptă să echivaleze împărăția lui Dumnezeu cu instituția acutare, cu denominațiunea acutare. Asta este aberant, ce este o eroare. Nu este o denominațiune biserica lui Dumnezeu. E un popor născut din nou, un popor care trăiește în lumina adevărului, un popor care are pe Hristos înăuntru. Nu este o denominațiune. Denominațiunile s-au ridicat, le-au fost încredințate șanse adevărul ca să le transmită mai departe. Biserica lui Dumnezeu este un termen mult mai amplu și mai profund, îl găsiți în Biblie, îl definește Apostolul Pavel. Ce este biserica? Este plinătatea celui care plinește totul în toți, nu? Plinătatea lui Hristos în oameni, aia e biserica. Dacă o găsești acolo, acolo este, sigur. Dacă nu o găsești pe Hristos plinând, umplând oamenii acolo, nu este acolo. Astea sunt definiții biblice, nu sunt povești. Ele nu ai spune că nu e denominațiunea, nu prea se repete pasajul ăsta că nu e atât de dorit, știți, că pentru că aduce lumină asupra unor lucruri. Grupuri de oameni au fost chemate, le-au fost încredințate adevăruri, au fost privilegiate, au fost. Întâietatea iudeului este că lui a fost dat cuvântul, dar nu că el poate să monopolizeze adevărul sau că de la noi este și alții nu mai pot veni după noi. Ăștia sunt povești. Povești de a lega cu lanțuri de siguranță pe oameni, dar nu e așa. Nu e așa, nu este decât siguranță în Hristos, dacă l-au oamenii pe Hristos. Și biserica este acolo unde plinește plinătatea lui, acolo unde îl umple oamenii, acolo este biserica. Dacă vezi un om umplut de Hristos, de Duhul lui Dumnezeu, acolo este acela un membru al bisericii lui Dumnezeu. Că la noi, decât la noi, ăștia sunt povești, sunt spuse decât de instituții care vor să se conserve și care vorbesc lucruri care n-au acoperire, să știți. Biblia spune cu totul altceva. Iar lucrarea era aceasta, îi învăța, predica și vindeca. Asta este tipul, modelul. O biserică care îl are pe Hristos ca învățător, ca și cap, exact acest tip de lucrare îl face. Și acum spune, biserica ta, grupul tău face așa? A, nu face așa. Atunci înseamnă că nu Hristos conduce acea biserică, pentru că dacă Hristos ar fi capul, știți că pe mine picioarele mă ascultă. Exact ce zice căpșorul ăsta, a spus, duceți-vă până acolo, că începe la ora 8 prezentarea, au fugit și aici au ajuns. Mânuțele astea au făcut să prindă imediat foile de prezentare și exact asta fac. Știți de ce? Că le conduce capul. Când nu mai e legătură între ele, paralizez, nu mai pot să mișc nici mâinile, nu mă ascultă nici picioarele. Când mâinile și picioarele nu mă ascultă, se întâmplă un singur lucru, s-a întrerupt transmisia nervoasă de la cap. Cam asta se întâmplă când membrii unei biserici, când grosul bisericii, când liderii bisericii în regime nu mai ascultă de cap, înseamnă că nu mai au legătura cu capul. Și când ascultă de altceva, înseamnă că în locul capului a venit altcine, altcineva s-a întronat. De aceea, să știți, verificabile. Sunt un tip care îmi place să verific, să reverific și să mă învârt în jurul unei probleme de 100 de ori din unghiuri diferite pentru a face conexiunile și a vedea. Sunt atât de bucuros când un adevăr îl pot valida dându-mă mai aici, privindu-l din altul, discutând din altă perspectivă, dar văzând că se țin lucrurile. Mă mișc în partea aceasta și discut din altă perspectivă adevărul cu alte versete care sunt înlănțuite și atunci îți dă tot la fel. O măsură, când măsori o clădire, poți să măsori din orice parte, îți iasă măsura și de acolo pe margine, e perfectă cu cealaltă margine când îi tragi unghiurile, e la fel, oriunde ai măsura, o să măsuri perfecte, e verificabil din toate punctele de vedere. La fel este și un grup religios, dacă face lucrarea lui Dumnezeu, îl poți verifica din N puncte de vedere, trebuie doar să ai bunul simț și deschiderea ca să faci lucrul acesta, dacă nu, minte-te, amăgește-te și trăiește într-o minciună, cum au trăit milioane de oameni religioși în toate timpurile. Aș vrea să citesc un pasaj valoros, vă rog să-l rețineți, să-l subliniați.
este din Medical Ministry, lucrarea medicală 269-270. Lucrarea medicală misionară nu mi-a fost prezentată niciodată altfel decât ca fiind legată de lucrarea Evangheliei ca întreg. Niciodată nu mi-a fost prezentată altfel lucrarea misionară medicală decât fiind legată, conectată ca un... Nu pot separa, înțelegeți? Deci nu merge una fără alta. E o lucrare care este legată ca un întreg. Precum brațul care se leagă de trup. Îl vedeți, se pare că este separat, dar nu e separat. Vedeți că cel mișcă este exact conexiunea de aici. Fără articulația aceasta este mort. Dar în același timp, fără brațul acesta. Le-am spus deseori copiilor, le făceam câte o referință pentru a încerca la capitolul empatie, identificare cu ceilalți oameni. Că e greu să ne gândim, să te pui în situația altor. Stăm acum, noi ne simțim foarte bine, cum ar fi să fim foarte săraci, știi? Îți merge mintea, e cald, n-avem să mâncăm, nu știu ce, dar ești cu burta plină, stai un piculeț, că ai deja burta plină, nu ești flământ de 3-4 zile. Deja n-ai cum să-ți imaginezi decât că 3 zile postești, stai în căldură și în același timp încă nu ești obsedat de frica de mâine, pentru că știi că e decât un experiment. Știi că trece perioada asta și mănânci. Aia sunt îngroziți de ziua de mâine. Întorcându-mă la subiect, l-am spus, legați mâna ca să înțelegeți ce înseamnă un om fără mâini sau fără picioare. L-am spus, stați într-o zi întreagă, e sănătos, tu și ești țintit la pat. Nu ești afară, nu miști nimic, nu te poți nici mișca, nici să-ți faci nevoile. Te rog, ori dacă n-are cine să te ducă, asta va trebui să faci pe tine, că asta se întâmplă cu mulți oameni care sunt țintuiți la pat. Le-am spus, într-o singură zi leagă-ți mâna dreaptă. Pentru că după aceea înțelegi ce înseamnă fără o mână măcar să trăiești. O să vezi că nu te mai poți închiotura, o să vezi că majoritatea lucrurilor nu le mai poți face, nu te mai angajează nimeni pentru că ești considerat infirm și majoritatea lucrurilor necesare de abilități de asta nu le mai poți face. Ești aproape neputincios, te mai poți plimba și îți mai faci mici cu mâna aia, mai faci lucruri să supraviețuiești. Dar nici de cum ca să mai ai o eficiență sub nicio formă. Aici se spune că e mâna dreaptă. Lucrarea Evangheliei este o organizație pentru proclamarea adevărului și pentru ducerea mai departe a slujirii pentru bolnavi și sănătoși. Lucrarea Evangheliei este o organizație pentru proclamarea adevărului și pentru ducerea mai departe a slujirii pentru bolnavi și sănătoși. Deci întotdeauna observați asocierea. Niciodată n-a fost separat. Acesta este corpul, lucrarea medicală misionară e brațul, iar Hristos este capul deasupra tuturor. Astfel mi-a fost prezentat mie subiectul. S-a dat îndemnul că deoarece lucrarea misionară medicală e brațul trupului să fie manifestat același respect. Și aceasta așa este. Lucrarea misionară medicală e brațul trupului, iar Dumnezeu dorește să avem un interes deosebit în această lucrare. Dacă ar fi fost o biserică care să reacționeze la fiecare cuvânt cu fermitate și seriozitate, când ai citit așa, stremură pe tine carne și spui, Doamne, vrem să facem lucrul ăsta. Așa ceva nu se face. Nimeni nu se spune că e șarlatanie, prostie, ce e asta. Nimeni nu știe biserica ce e asta. Înțelegeți? El e scris negru pe alb, dar nu știe ce scrie toate solile lui Dumnezeu. Afară din oraș e tot o... E școlă câte un fanatic care mai părăsește, nu? Lucrarea de educație, că a trâmbițat cărți întregi în care a spus terminați cu învățătorii seculari, vedeți că copiii vă sunt distruși, ne învățăm ceva adevărul, iar după aceea primesc, contracarează toate lucrurile care le învață, face școli separate în care Biblia să fie centru educației, în care să fie educați practic și așa mai departe, face așa ceva. Nu se face. Și care sunt zis școli adventiste, n-au nimic comun cu școlile profeților și cu școlile care, biblice de care vorbea principiile respective. Deci, lucrarea misionară medicală, nu reforma sanitară niciodată n-a fost apreciată sau propovăduită, a fost ca o anexă, așa cine vrea face. Misiune medicală, nu se face misiune medicală, ce se face este medicina alopată, în mare măsură, și că mai e o tensiune și cu un colesterol, chestii ăștia sunt mai mult, da, cu de pește, să ademenești ceva oameni să zici că faci, dar nu, misiune medicală, nu se cunosc nici măcar plantele, nu se cunosc principiile de nutriție, e câte unul, ești rezles care un pic mai face așa, dar ele sunt excepții, de obicei considerat un pic
dezaxat și un pic mai fanatic. Nu. Ieșiți afară din oraș? Nu. Vindeți și aveți și dați subțiați averile și asta, că era o altă soliele, noi spunea cu când ne apropiem de timpul din urmă, ar trebui să fie propovăduită, să scădem în buget, să trăim mai simplu, nu? Nici aia nu se dă, din contră, Evanghelia prosperității, dacă dați la biserică, Domnul vă binecuvintează, plătiți ce e de plătit și... Atunci unde este? Să vă mai spun ce au crezut pionierii adventiști despre cine e adevăratul Dumnezeu, că au trâmbițat, au bombardat Trinitatea în cărți, că James White, că Loughborough, pionier adventist, că Andrews, știți că există o universitate care îi poartă numele, numai că Andrews, pionierul adventist, a vorbit despre doctrina Trinității ca fiind de sorginte păgână, că fiind păgânism, realmente, James White a spumegat împotriva acestei doctrine. Am pierdut 1888. 1888, da. Ei nu știm ce a fost acolo. A, zicem că au fost doi, dar au apostaziat. E singurul lucru care știm. Că John și Wagner, nici nu știau, pe la reformii ziceau că sunt elder John și Wagner. Adică erau trei bătrânii John și Wagner. Nu știau nici măcar câți au fost cărțile lor să fie popularizate, tipărite. Solia Angelul al III-lea există 1893-1995, două cărți cu câte 24 de teme care au fost magnifice, care înseamnă Evanghelia cum n-ați auzit-o. Ceva încântător, ceva practic, ceva atât de frumos, ce n-au protestanții. Ne bălăcim încă într-o Evanghelie care are împrumutul și care n-are nicio putere. 1888, nimic nu s-a primit, nu se știe măcar. Singurul lucru care s-a transmis mai departe, că ei doi au apostazia și că nu-s vrenici de încredere, cărțile lor au o travă și s-a băgat piatră mormântală. Deci nu e Evanghelia adevărată. Dumnezeu adevărat a fost pervertit și am trecut deja la Trinitate, că deși pionierii adventiști au fost antitrinitarieni convinși, zice acum se scrie despre ei că au fost un pic cu Pluta, un semi-arieni săraci, dar de fapt ele noi spune că principiile pe care le-am fundamentat noi în primii 40 de ani de cât am plecat, elea sunt și ar trebui să nu se facă nicio modificare și ar trebui. Problema că totul s-a schimbat, totul s-a schimbat. Celelalte solii, educația copiilor ca să fie o altă linie, nu s-a făcut. Au încercat câteva școli, urma apostazia și astăzi este... Praf, afară din orașe, că e o solie de 100 de ani și trâmbița, acum când mai vrea câte unul, zice, toți îl iau în picior. Nu oamenii din lume te ia în picior. Biserica te ia în picior ca și când ești extrem de ciudat. De ce biserica e în totală opoziție cu fiecare solie? De ce nu se predică clar adevărul prezent? Pentru că a luat-o pe o altă linie. Și atunci ce trebuie să facem? Trebuie să descoperim exact ce vrea Dumnezeu, să faci un pas în față și să te duci acolo unde te cheamă Dumnezeu, făcând, așteptând să facă alții, nu! Pentru că dacă aștepți să facă alții, nu o să mai faci niciodată. Așteptând să te trimită alții pe tipul și pe asta, nu, că nu să te trimită în felul acesta. Trebuie să predici o anumită evanghelie dictată de acolo, trebuie să faci o anumită lucrare, nu? Ce credeți? Câte biserici m-ar primi? Era cât un adventist zelos, știți, zice, dacă ai venit în biserica mea, să știți, erau încântați de anumite teme de sănătate, de îmbinarea frumoasă cu adevărul prezent, zic eu, săracul de el, nu știe. Nu zic, păi, pregătești, zice, pregătesc acolo, vorbim cu pastorii locali, păi vorbește cu pastorii, eu știam ce se întâmplă. Nici până în ziua de astăzi, nu știu câte chemări, toate s-au blocat până la urmă, de ce? Niciodată nu o să te accepte cu astfel de predicare și cu astfel de lucrare. Chiar dacă este total după spiritul profetic, după principiile clare, chiar dacă vezi că are eficiență, chiar dacă undeva în adâncul sufletului îți dai seama că e lucrarea lui Dumnezeu. Ai. Au fost și pastori care nu au făcut tratamente și le-a mers bine la ei, la soțiile lor, au scăpat din boli grave. Hai că te chemăm la biserică să ții câteva teme și asta. S-a estompat, întins, s-a pierdut nici până în ziua de astăzi. Sigur, nu-s mor să merg acolo, pentru că ar fi destul de dificil pentru mine. Vă spun sincer că mi-e mult mai relaxant să vorbesc liber oamenilor. Sunt fără prejudecăți, sunt bucuroși, mă înțeleg extraordinar de bine cu ei și întotdeauna m-am simțit mai degajat, mai liber decât încorsetat de prejudecăți privit de ochi, așa. Măcar că îi iubesc pe frașa, aș vrea, deci nu m-aș da la o parte dacă ar exista o minimă deschidere să merg oriunde, fără nicio problemă, nu? Întorcându-ne, mâna dreaptă e folosită pentru a deschide ușile prin care să intre corpul. Știți că
Înainte ca să intrați într-o cameră, primul lucru care faceți este să întindeți mâna, să apucați clanța, să desfaceți. Altfel vă tot loviți în ușa aia, cu toată dorința de a intra, o să puteți intra doar într-o singură formă, ca buldozerul, în viața oamenilor. Înțelegeți? Când n-ai mâna să deschizi, singurul lucru care îl poți să faci este să spargi ușa. Dar dacă spargi ușa și omul dinăuntru te-a văzut că spargi ușa și a intrat acolo, nu ești decât un neavenit. Un buldozer care calci peste tot și care n-ai rafinamentul să intri așa cum să intre politicoșii normal. Asta e făcea lucrarea misionară medicală. Era invenția delicată, înțeleaptă, extrem de utilă, de facilă pentru ca să poată să intre corpul în casele oamenilor, în viața oamenilor. Acesta e rolul pe care trebuie să-l aibă lucrarea misionară, de a pregăti în mare măsură calea pentru primirea adevărului pentru acest timp. Un corp fără mâini e nefolositor. Și dacă ai avea corpul, dar să știți și corpul, că s-a pierdut și Evanghelia, nu mai ai decât Evanghelia teoretică și nu ai partea practică care să miște inimile oameni, ai pierdut și pe aia și pe aia, așa că nu mai ai nici corp, nici ești despărțit de cap, nu mai ai nici corp, nu mai ai nici mâini. Pentru mine este clar lucrul acesta. Onorând corpul, trebuie adusă cinste de asemenea mâinilor ajutătoare care sunt mijloace de importanță atât de mare, încât fără ele corpul nu poate realiza nimic. De aceea corpul care tratează cu indiferență mâna dreaptă refuzând ajutorul ei nu este în stare să realizeze nimic. Cât de clar spune, nu? Dar noi ne am realizat, botezăm, facem nu știu ce chestii de genul ăsta. Asta nu-i decât tam-tam zgomot pentru nimic. Când te uiți, când ai un ochi atent și privești cam ce-i realizat, îți dai seama că nu-i decât adunătură de ce. Zgomot. Pretutindeni în țară trebuie făcută o lucrare care nu a fost făcută încă. Lucrarea medicală misională trebuie recunoscută. Asta se striga atunci. Dar glasul profeților a amuțit. Știți că înainte de venirea Domnului Iisus ce s-a întâmplat? Glasul profeților a citit în Hristos Lumina Lumina. De când nu se mai ridicase un profet? De secole. Știți? Știți lucrul acesta? Până a venit Ioan, până s-a auzit o voce în pustie, dar nu mai avuseseră un profet de aproape de 300-400 de ani, 3 secole, 4 secole a fost. Și când nu este descoperire, continuați, poporul e fără frâu. Asta era pe timpul când lui Samuel, știți, nu mai era nicio, zice că vedenile nu erau dese, nu mai era descoperire. Și cum era poporul? Și la templu, și poporul era vai, vai. Vai și amar, fără cuvânt. Cam asta se întâmplă. Buzele au amuțit, avertizmentele n-au fost luate în seamă, sunt deja vechi, tratate, n-au fost tratate atunci. Atunci striga că trebuie recunoscută, acum e îngropată deja. 100 de ani s-a dus și parcă se estompează tot mai mult efectul ei. Erau comunități în care știți ce spuneau despre spiritul profetic, pe la noi pe acolo, ziare. Terminăm cu ziarele astea, deci vă citesc, nu dă, nu. De ăștia auzite povești. Eu știu acolo unde am locuit. Ziare. Erau. Cum crezi că un popor de genul acesta poate să facă lucrare adevărată? De asta, fraților, trăim un timp de criză. Spun lucrul acesta nu pentru a blama pe cineva, că aș vrea, mă rog din toată inima, în cele mai multe rugăciuni, Dumnezeu să trezească bisericile adventiste. Când zic de adventism, eu nu mă gândesc doar o biserică, mă gândesc la tot ce înseamnă element adventist. Nu sunt, am dat la o parte prejudecățile, cred că decât ăia sunt mai buni. Nici independenții, și independenții au probleme severe de tot. Nici ei n-au primit și nu fac tipul ăsta de lucrare, să știți. Mă rog pentru bisericile adventiste să ridice oameni. Nu va lucra cu organizațiile Dumnezeu, va lucra cu oamenii care se aliniază, care spun, iată-mă, trimite-mă, care se pun în linia lui Dumnezeu. Asta îi va recunoaște și asta îi va uni propriu zis. O credință fermă în adevărul curat al lui Dumnezeu. Lucrarea trebuie recunoscută pentru că un corp fără mâini este total neputincios, este nefolositor. Să nu uitați adevărul ăsta, noi nu facem ceva aici nefolositor, facem exact ceva folositor, exact ce spune Dumnezeu ca să devenim folositor, ca să lucrăm după ordinea divină a Evangheliei, așa cum a stabilit-o. Fără așa ceva, nu ești un lucrător după ordinea divină, așa le spunea predicatorilor.
Nu lucrezi cum trebuie, nu? Nu faci ceea ce trebuie. În sfatul pentru sănătate 412, lucrarea misionară medicală e lucrarea de pionerat. Pionierii, ei duc cel mai mare greu întotdeauna, să știți. Pionierul este cel care intră prima dată într-un câmp nou. Pionierul e cel care dă de toate greutățile. Când am venit prima dată aici, eram singur, mămicile să și speriau că nu știi pe aici ce este, stăteai și te uitai pe aici, așa, pe dealurile astea, nu vedeai pe nimeni. Acum o fi aici, știi, tot felul de gânduri te apucă. Acum când deja știi lucrurile zbătătorite, e în altfel, vezi că nu te mănâncă, nu sleile, o parți, că toți întreabă ce fiare sunt, ce te mănâncă pe aici, urși și te atacă, cine știe. Oamenii au tot felul, e, ți-e frică, cunoști acum oamenii, nu știi cu cine să lucrezi, cine, pe cine trebuie să eviți și multe alte lucruri, dar la început e dificil, să știți. E greu de intrat într-un loc nou, că te tratează ca pe un venetic, un neavenit. Unul care ce cauți aici, ce motive ai, până încep să-ți cunoască motivele, după aceea se liniștesc, poate se deschid, poate chiar devin prietenoși. Lucrarea de pionierat pentru Evanghelie, lucrarea misionară medicală, ăla e pionierul care merge și deschide pentru în spate. E poarta prin care adevărul pentru aceste timpuri trebuie să-și găsească intrarea în multe case. Asta spune cuvântul inspirat, e poarta prin care adevărul va intra în multe case. Copiii lui Dumnezeu trebuie să fie adevărat misionar medical, deoarece trebuie să învețe să slujească atât nevoilor spirituale, cât și celor fizice. Vindecarea fizică este legată de mandatul Evangheliei. Auziți ce se spune? Vindecarea fizică este legată de mandatul Evangheliei. Mandat înseamnă trimitere oficială. Ți se dă un mandat, ți se încredințează o misiune, iar vindecarea fizică este legată de așa ceva. Fără așa ceva n-ai mandat. Fără mandat nu ești trimis. Zice, și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? Nu. Ce spunea Pavel? Noi suntem trimiși împuterniciți sau ambasadori în traducerea revizuită GBV. Suntem ambasadori ai lui Hristos, trimiși împuterniciți. E mandatul nostru de trimitere acestei biserici în timpul din urmă este vindecarea fizică. E legat. Ce este lucrarea misionară medicală? Haideți să vedem. Filipeni 2:21. Cum este lumea? De ce Evanghelia vine să demonstreze altceva și de ce Evanghelia șochează, uimește, trezește? Pentru că cei drept toți umblă după foloasele lor și nu după ale lui Iisus Hristos. Când zice toți, vorbește de toată umanitatea decăzută. Trăsătura comună a omului firesc, îndeopște, este egocentrism. Să știți că în zile din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine. Iubitori de bani și de acolo vanitate, lăudăroși, etc. Da? Obraznici, tufași, plini de aroganță, nu? Dar ce spune trăsătura omului firesc? Este egocentrism. Omul se iubește pe sine, strânge pentru sine, își urmărește propriile foloase, caută propriile avantaje, iar restul mai face câte o chestie de design, de să-și facă un nume, să-și facă o reputație sau să se liniștească în fața lui Dumnezeu, să cumpere cu ceva mântuirea. Dar în restul, dacă te uiți, trăiește pentru sine. Întotdeauna primul lucru pe care îl caută e avantajul propriu. Pe el să se pună bine. Toată lumea așa face. Dumnezeu dorea să demonstreze prin Evanghelie. Evanghelia e Hristos, să știți. Hristos e Evanghelia. Prin Hristos de asta au rămas uimiți oamenii. Ce credeți că e afermecat? Doar tipul în care vorbea, elocvența, asta nu a fost asta. Ce i-a zguduit a fost altruismul lui Hristos. N-a trăit o secundă pentru el însuși. Nici măcar o secundă. Tot ce făcea și când mânca pentru alții ca să se întărească, să aibă putere să le vorbească. Fie că postea, când postea pentru alții, când mânca pentru alții. Fiecare, totul era conjugat acestui scop. Avea acest scop, era viața lui. Era, și aceasta viața lui era de fapt viața lui Dumnezeu, manifestarea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu trăiește pentru sine. Evanghelia este descoperirea lui Dumnezeu. Și exact asta spune Pavel la 2 Corinteni 5:14, căci dragostea lui Hristos ne strânge. E tradus un piculeț dificil în Cornilescu. În cealaltă traducere este dragostea lui Hristos ne constrânge.
Ne constrânge înseamnă că e o putere care te împinge, nu? Dragostea lui Hristos ne constrânge, fiindcă socotim că dacă unul a murit pentru noi toți și noi suntem în Hristos toți, deci au murit. Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși. De asta a murit Hristos. Ăsta a fost prețul suprem arătând că nu trăiește pentru sine. La ce ține cel mai mult omul, nu? Știa diavolul când era în cazul lui Iov. Iov îi lua copii, îi lua averi. Dar tot mai are ceva la care să ține. Omul ține mult la viața lui, piele pentru piele. Atinge-te de el să simtă că iei viața și atunci o să vezi ce o să facă, nu? Deci omul se luptă să se conserve, să se protejeze. Domnul Iisus a murit și a dat și viața, nu doar că a făcut bine, ca preț suprem și demonstrație finală că iubește și nu trăiește pentru sine, nu s-a conservat. A riscat totul și a dat totul, nu? Pentru ca să ne demonstreze cine este Dumnezeu. Ăsta era adevărul salvator, ăsta e esența Evangheliei. Nu este tamtamul care se face prin predicări în care oamenii vin așa plini de mândrie și aroganță și pretențioși, de sus vorbind, că nu știu, deschizând o Biblie. N-a făcut Hristos asta. Puteai să simți valuri de iubire. Trăia pentru tine, muncea pentru tine, stătea, simțea cu tine, murea pentru tine acolo. Aia era Evanghelia, să știți. Astăzi este mistificare ce este. Vezi atât de pretențioși de nu te poți apropia de El. Nu poți intra în casa lui prea mult, nu poți călca pe oriunde, nu poți să te... Da, să-ți vină la tine, să stea cu tine, să trudească cu tine acolo, să-l vezi că moare pentru tine, nu? Să-ți câștige sufletul, pentru că asta, de fapt, mișcă sufletul împietrit. Restul ăsta, argumentele, poți să ai argumente câte vrei, poți să-i închizi gura cu argumente, dar nu-i convingi inima. Căci dacă este cineva, în Hristos e o făptură nouă, iar o făptură nouă înseamnă că nu mai trăiește pentru sine. Asta e toate cele vechi s-au dus, iar în toate cele vechi intră egocentrismul. Matei 5:16, tot așa, să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, pentru ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Aici nu spune ca ei să audă teoriile extraordinare ale voastre, nu? Că ei să citească cărțile voastre, că hai să le dăm cărți. Nu-i rău să le dai cărți. Dar nu asta este ultima lucrare care se face. Ultima lucrare, pământul va fi plin de slava lui Dumnezeu. Plin de slava lui Dumnezeu înseamnă plin de descoperirea caracterului Dumnezeu. Aia, oamenii vor, va fi o evanghelie, nu, o evanghelie privită. Vei privi și vei vedea slava lui Dumnezeu. Unde? Descoperită în copiii săi. Hristos din nou umblând pe pământul acesta în persoana Sfinților Săi. Asta e ca oamenii să vadă faptele lor și să spună, wow, Dumnezeule, fii slăvit că, uite, lucrezi în viața acestor oameni, existi, ești plin de putere. Fapte 10:36, El a trimis cuvântul Său, Dumnezeu, fiilor lui Israel și le-a vestit Evanghelia păcii prin Iisus Hristos, care este Domnul tuturor. Știți vorba făcută prin toată Iudeea, s-a dusese vorba în toată Iudeea, începând din Galileea. Cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc. Asta înseamnă să fii uns de Duhul Sfânt și cu putere. Când te unge Dumnezeu cu Duhul Lui și cu putere se întâmplă asta. Umbla din loc în loc, făcea bine, vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Asta înseamnă să fie cu tine. E demonstrația cea mai clară. Ele noi pune punctul pe ei. Adevărul exprimat prin fapte vii neegoiste este cel mai puternic argument pentru creștinism. Adevărul exprimat prin fapte vii, neegoiste, e cel mai puternic argument pentru creștinism. Alinarea bolnavilor, ajutorarea celor nenorociți, înseamnă să lucrezi în domeniile în care a lucrat Hristos și demonstrează cele mai puternice adevăruri din Evanghelie. Aia e demonstrația Evangheliei. Când o faci neegoist, o faci din toată inima, că vine la biserică, se convertește, că mă auzi și pe aici, că sunt puțini. Serios, sunt puțini, dacă ați auzit ce oameni. Mai sunt, da, mai sunt câțiva oameni la Deva care sunt mișcați de Duhul lui Dumnezeu. Unii au zis, familii serioase, am simțit slava lui Dumnezeu aici, mi-a fost mișcată inima. Declarații sublime că oamenii au fost mișcați. Și ce dacă noi avem treabă că unde vin sau unde se duc sau cât îi numărăm noi? Știți de ce facem lucrul ăsta? De ce ar trebui să facem? Pentru că îi iubim.
Pentru că iubim, nu ne interesează ce va fi cu ei pe viitor. Vrem să fie sănătoși și vrem să fie mântuiți. Din toată inima. A fi mântuit nu înseamnă că trebuie să-l duci tu la o instituție sau asta. Asta nu-i treaba ta, e problema lui Dumnezeu unde o să-i conducă pe fiecare și felul în care îi va conduce. Tu trebuie să-i faci cunoștință cu Hristos. Trebuie să-l pui în mâna lui Hristos. Unui Hristos viu, să înveți o relație personală cu El. Și ce dacă sunt mai puțini? Dacă ar fi unul, Hristos venea din cer și murea pentru el. Nu că făcea un drum până la Deva sau făcea o mâncare și nu încerca să facă câteva eforturi minuscule. Își dădea viața pentru unul singur dacă se salva, nu? Ce eforturi suntem noi dispuși? Pentru că asta e Evanghelia demonstrată, viu. Fapte neegoiste. Altruismul pus în practică. Exact asta este Evanghelia demonstrată și asta vrea să facă Dumnezeu prin această lucrare. Chiar și sufletele cele mai întărite și aparent închise în păcat, deși mai împietriți aparent, pot fi abordate în acest fel. Și pot înțelege ceva din taina Evlaviei și deveni atât de încântate încât nu se vor odihni până când nu au o cunoaștere a lui Iisus Hristos și a Harului Său Salvator. Sfatul pentru sănătate 443. Ni se spune că vor avea loc convertiri a unor oameni care au fost foarte împietriți. Se părea că nu te aștepți la nimic, dar vor fi mișcați. De ce abordare? Faptele neegoiste. Când vor vedea oameni care n-au niciun interes. Ei ne urmăresc pe acolo, pe la Deva. Ce interes aveți? Unde vreți să ne duceți? Ce vreți voi să faceți cu noi? Că toată lumea are un interes. Și la magazinul care îți vorbește foarte frumos, e învățată să vorbească frumos ca să mai vii pe acolo, să cumperi, să plătești. Și diaconul care, vă rugăm, intrați, stați aici. După ce încep să cauți mai mult adevărul, când m-au scuipat din biserică și m-au dat afară, a fost cel mai dureros lucru. M-ai scuz, nici n-am fost prezent măcar acolo. Și m-am zis, înainte ți se făceau că vorbesc frumos și după aceea să nu te mai bagi în seamă, să te trateze pur și simplu cap ca o cârpă murdară. Am zis, ce fățărnicie în biserică. Ce? E decât îți zice, păi îți pare rău de unul și dacă devine un nenorocit de eretic apostazia, să zică, face cele mai mari, vorbea de curvarul din Corint, ăla care făcuse lucruri oribile. A spus că ar trebui să nu-l lase prea mult să sufere afară, ca nu cumva să-și piardă inima datorită faptului că e izolat. Uneori un om de ăsta care chiar face pe față, păcate pe față, lucruri de ăștia oribile și trebuie separat de biserică, tratat ca un vameș, dar Iisus mânca cu vameși și știți că așa zice să-l tratăm cum se tratează vameșii și păcătoșii. Iisus mânca cu ei, asta trebuie să-i tratăm. Dar zice să nu-i se... cumva să-ți piardă inima, să nu lași prea mult să suferi afară, să te uiți când începe să-i pară rău, când e izolat și singur și îi pare rău și își dă seama de pocăință, să-l aduci înapoi, să nu cumva să se piardă. Îi ajunge tratamentul, ca și pe copilul ăla, să uite părintele, îl doare sufletul că îl ține un pic la colț acolo, că trebuie să stea izolat, să mediteze la el, să părintele sufere, dar când îl vede un pic că îi pare rău, îl și aduce, îl strânge în brațe imediat pentru că ideea este recuperarea. Ești ultimul, e zero, caută să te termine, să-ți termine reputația, să inventeze despre tine toate lucrurile oribile, să scoată istorii neadevărate despre tine. Biserică? Nu. N-am învățat nimic de la Hristos, n-avem nimic de dragostea Lui. Nimic! Și fără dragostea Lui nu suntem decât aramă sunătoare și chimval zgânitor. Ce va cuceri lumea va fi dragostea Lui Hristos în viața noastră. Iar dragostea nu se oferă cu condiții. Nu se oferă, te iubesc dacă vin biserică la mine. Te iubesc dacă te faci membru. Îți fac bine dacă cu tare. Păi asta nu-i dragoste când e condiționată. Nu-i dragoste agape, dragostea lui Dumnezeu care ne-a iubit chiar când eram vrăjmașii lui. Asta l-a cucerit pe Pavel, că zice eu, care am fost un hulitor, un prigonitor, un nenorocit, m-a tratat cu încredere și m-a pus în lucrarea lui. L-a chemat în frunte, l-a făcut apostol pe cel care era cel mai mare prigonitor. Nu? L-a făcut apostol, nu? Ceilalți credeau că o să fie în locul lui Iuda, au tras la sorți, au greșit și au băgat un alt, pe Matia, nu? Care nu se scrie nimic despre el, n-a fost inspirat să aștepte ce alege Dumnezeu. A ales un persecutor care l-a pocăit datorită dragostei care i-a arătat-o și la puțin ar fi crezut că Dumnezeu recuperează un astfel de om. Nu știm nimic de Evanghelie, să știți. Îmi dau seama tot mai mult că religioșii sunt atât de împietriți și atât de incapabil să recunoască adevărurile clare
și să manifeste exact Evanghelia în practică, așa cum a manifestat-o Hristos. E o teribilă, un teribil întuneric și lipsă în această direcție. De aceea suntem chemați să manifestăm acea dragoste a lui Hristos, care s-a manifestat și față de vrăjmașii și omorătorii lor. Lucrarea misionară medicală e Evanghelia în practică. Sunt extreme. O extremă foarte întâlnită, cea mai întâlnită extremă, este prezentarea teoretică, dogmatică, rece a Evangheliei, fără slujire, fără compasiune, fără dragoste manifestată practic. E foarte întâlnită în majoritatea bisericilor. A zice și grupuri, deși e foarte greu să mai amintesc că există grupuri cu corectitudine doctrinală, puritate doctrinală, măcar teoretică, știți? Nu mai sunt grupuri care să-și fi păstrat măcar doctrinal o puritate, măcar teoretic. De ce? Pentru că și aici au fost asaltate și s-au schimbat foarte multe. Dar majoritatea bisericilor fac lucrarea asta, vorbesc de pastor, lucrător și asta, sunt excepții. Eu vorbesc de liniile care conduc în general lucrarea, nu vorbesc de excepțiile de la regulă, indivizii și colo care au suflet și care nu intră sub incidența acestor descrieri. Deci o extremă este să predici o evanghelie, să zici că înțelegi teoria, omul este mântuit prin Hristos, spune teologul foarte așa sever, rece, imparțial, dar corect. Omul, nu suntem mântuiți prin noi înșine, suntem mântuiți prin dragostea lui Dumnezeu. Noi trebuie să credem dragostea lui Dumnezeu. Suntem mântuiți prin credință, nu prin fapte. Îl acceptăm pe Hristos în viața noastră. Hristos intră în viața noastră, ne schimbă și începem prin puterea Lui să facem faptele bune, faptele neprihănirii. În felul acesta suntem mântuiți prin har și suntem duși datorită harului și a credinței în Hristos prin puterea Lui la împlinirea legii lui Dumnezeu. Iată puțin o disertație care este destul de corectă teologică. Și spui lucrul acesta și poți să spui toți, vai de mine ce bine pregătit e fratele și asta. Auzi? Aici e adevărul. Aici. De restul nimic. Nici un pic de dragoste, nici un pic de lucrare, de servire dezinteresată, de slujire adevărată. Majoritatea sunt în extrema asta. Asta e lucrarea care se face. Înțeles el teoretic, uneori poate să fie moral omul, cum se cade serios așa în felul lui, destul de decent, dar nu te apropii de el, nici el nu se apropie prea mult de tine, el e cu viața lui, tu ești cu viața ta și te ascunzi și tu acolo în bancă și săracul, cauți mai mult decât teorie, cauți iubire, nu, că majoritatea oamenilor, aveam o doamnă, o doctoră de la, dinspre Slatina, care era o femeie excepțională, o femeie de caracter. Ra caracter ca al ei să vedeți în creștinism. Era zis ortodoxă, mă rog, era o bunătate cu oamenii, cu toți oamenii, cu toate bătrânele care veneau și nu știau prin spital. Era, lucra în spital și era șefa laboratorului de analize acolo și îi ducea pe toți. O punea pe asistentă să stea pe scaun și a stătea în picioare. Când întrebai de doamna respectivă, m-am dus la spital odată, știți cum îmi spunea, dulceața aia de femeie? Oare, așa o numeau asistentele și aia erau, cum să spun, nebunite după ea cât era, ce caracter frumos avea. Și o făcea asta dezinteresat, fără să știe că face sau să etaleze ceva. Când a venit la noi, că ne-a vizitat și aici și pe la țară, pe unde am stat și a venit chiar odată și aici. Și a spus, zice, n-am făcut, zice, aș vrea să renunț acolo, ce mai fac prin spitalul ăla, că n-am făcut nimic și eu pentru oameni, zice, am trăit așa. Deci așa se vedea, ca și când ea n-a făcut nimic bine. Din perspectiva aia, deci era așa de umilă și considera că n-a făcut nimic bun. Era atât de populară și de simplă, de ziceai că este o femeie de la țară, așa se purta, deci cu tine, de sociabil și fără pretenții de nu știu ce studii, clasă socială înaltă, nu? Și spunea, zice, m-am dus pe la adventiști, a fost pe la studiile mele, i-a plăcut foarte mult adevărul, a învățat lucruri valoroase și la urmă simțea nevoia de să meargă undeva într-un loc unde să studiaze mai mult. A mers pe la adventiști, zice, din punct de vedere așa, teoretic, au ei unele lucruri, dar zice, sunt extrem de reci, nu m-am simțit bine, nu m-am încadrat deloc între ei, am văzut așa destul de pretențioși și aroganți și plini de ei pe acolo. Și a ajuns pe la, într-o biserică baptistă pe acolo, zice, nu cred eu exact ca ei așa, zice, îmi văd că n-au o teologie foarte profundă și asta, dar cel puțin, zice, ne îmbrățișează cu mai multă dragoste, eu simt că sunt mai așa, mai apropiați, mai sufletiști. Ea simțea nevoia și de așa ceva, să știți.
nu și-a găsit odihnă, că adevărul este că nu găsești așa ceva. E rar să te iubească cineva dezinteresat, e rar să găsești un grup de oameni fierbinți, plini de dragoste, de pasiune pentru suflete, unde chiar să simți că cuiva îi pasă de tine, nu? Și ține la tine, indiferent ce-i cu tine și de unde vii sau ce să faci. Pur și simplu ține la tine ca om. Nu că ești membru trecut, iar când nu mai ești membru, ești tăiat de pe listă, nu? Nu, asta nu este, sunt doar concepții omenești. Ori iubești, ori nu iubești. Așa se pune problema. Ori iubești, ori nu iubești. Când iubești, iubești pe toți. Când iubești decât ți se pare că iubești pe unul, de fapt nu iubești pe nimeni. Este o formă egocentrică, îți iubești doar copilul tău. Nu te iubești, îl iubești pentru că e copilul tău, în realitate. Ori iubești pe toți, ori nu iubești pe nimeni. Asta e realitatea, să știți. Că iubirea e un principiu etern, este Spiritul lui Dumnezeu care se dăruiește tuturor, da? 1 Ioan 3:16, noi am cunoscut dragostea lui prin aceea că el și-a dat viața pentru noi. Așa am văzut noi că ne iubește, nu că ne-a spus un verset, o teorie, nu? Noi am cunoscut-o. Cum o cunoaștem? În mod practic o cunoaștem prin faptul că el a trimis pe singurul lui fiu și a murit pentru noi. Și noi deci trebuie să ne dăm viața pentru frații. Dar cine are bogățiile lumii acestea și vede pe fratele sau în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne el în dragostea lui Dumnezeu? Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Aceasta e extremă. Să încerci să prezinți Evanghelia cu puritate doctrinală, deci o doctrină rece, un dogmatism sec, dar fără dragoste, fără fapte de slujire, fără altruism. Așa ceva este o extremă. Vă aduceți aminte în Luca 10:25, un învățător al legii s-a sculat să-l ispitească pe Domnul Iisus și a întrebat care e cea mai mare poruncă din lege. I-a răspuns să iubești, e porunca cea mai mare. Asta îți cere cea mai mare. Păi Domnul Dumnezeul tău cu toată inima a trecut de Dumnezeu, zice, hai că știți Dumnezeu e pe sus, zicem că-L iubim. Acum era, zice, și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine, bine, la cine e aproapele meu? No, cine e aproapele tău? Ăla din biserică, liderul religios. Ăla care a părăsit biserica, e aproapele tău. A? Și zice, hai să-i dau pildă, nu? Că deseori, știți când dădea pilde? Când oamenii nu erau deschiși și sinceri. Avem nevoie de pilde când nu ne poate spune simplu verde în față anumite lucruri, că nu suportăm. Și tăia cu pilde ca, păi înțelege tu ceva, nu? Și zice, uite ce s-a întâmplat. Chiar se întâmplase. În parabole Domnului spune că nu era doar o parabolă. Era și o pildă, dar era grefată pe un caz real. Se întâmplase lucrul acela. Zice, un om venea, nu știu de unde, călătorea, da? De la Erihon, mi se pare. A căzut între tâlhari. Undeva pe drum, că erau drumurile pe timpul acela, au fost bandiți, l-au bătut, l-au jefuit de tot, l-au lăsat mort. Nici nu știai că mai e viu, că mai trăiește. Plin de rând și acolo tăvălit pe jos. A venit cineva. Nu, unul destul de erudit, îmbrăcat bine, se grăbea să uita cu servieta în mână, trebuia să se ducă să predice. Era preotul. Mergea la templu, nu? Avea o slujbă, s-a uitat un piculeț așa, a zis, ce credeți că a fost în mintea lui? Să mă plec, să întârzi de la templu, o fi de al nostru, nu o fi de al nostru, o fi de la cine știe din ce religie este, o fi samaritean. Știi că nu prea avem legături cu samaritenii ăștia și așa sunt niște lepădături, niște chestii eretici de ăștia. S-a uitat la mea, examinat, a plecat. A venit un alt levit și ăsta era tot omul cu slujbele pe acolo. Ăștia erau un pic religioși de ăștia, când dacă te duceai după ce au plecat să-i fi văzut ce făceau acolo la templu, tam-tam jerfele, levitul cu el, cu treburile, cu lemnele pentru foc acolo, să slujească toți. Când îi vedeau, ce spune? Oamenii lui Dumnezeu ăștia, ăștia cunosc credința adevărată. Dacă nu-s mântuiți ăștia, cine mai e mântuit? Nu. Niciun ajutor. Dacă era după ei, murea omul acolo. Și a venit un altul, nu? Cine a venit? Un samaritean a venit. Ăla nu era de la Ierusalim, apropo. Știi că samaritenii îi dădeau la o parte, ci că ea se închinau la idol, erau, nu se închinau la Ierusalim, se închinau pe muntele Garizim. Dacă nu vin la Ierusalim, e bai, știți, dacă nu sunt în biserica noastră, știți cum gândim. No, și el a fost de la Garizim, era de acolo, dintr-o altă religie. Vine ăla, se apleacă, rămâne cu el acolo, își riscă viața, că putea să-l atace și pe el, era nesiguranță. Unge rănile cu un de lemn,
îl ajută acolo, îl pune pe măgarul lui, el merge pe jos și călătorește la pe măgarul, îl duce la un han, îi plătește banii pentru tot tratamentul ce l-are până să se întoarcă, vorbește cu hangiul. Era exact imaginea lui Hristos. Știți că din altă perspectivă pilda este chiar explicată că el este samaritanul milos, în sensul cel mai înalt, deși orice om care e copilul lui Dumnezeu procedează la fel. La urmă îl întreabă, cine ți se pare că a fost aproapele? Că până la urmă aproapele vine însăși cuvântul, nu? Semăn vine de la asemăna cu tine. Aproape vine de la a-ți fi aproape, nu? Ăia doi care a trecut pe lângă el s-au dus departe, au puteau să fie aproape? Nu. Și el n-a vrut să spună samaritean. Știți că era greu să spună, să fi zis, Baptistul a fost mai bun decât ăștia doi, nu? În direcția asta, asta a arătat religie practică și a arătat că înțelege mai bine pe Dumnezeu și mila și asta decât adventiștii, ăia doi, care era predicatorul cu, nu, care îi purta geanta sau, mă rog, lucrătorul. Și n-a zis, acela care și-a făcut mila, acela, știi, care să nu ia numele pe buze. Și no, Domnul Iisus nu a fost să intre în litigii și asta, fă și tu la fel. Fă și tu la fel. Asta era ce înseamnă să împlinești legea, fără pretenții. Era răspuns cine aproapele tău că trebuia să-L iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată puterea și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Asta era împlinirea legii. Asta însemna împlinirea legii. Noi avem legea, ăia nu țin legea. Știți că sunt discuțiile astea, noi suntem poporul legii. Am vorbit de lege, spune ele noi, până ne-am uscat ca munții Gilboa, pe care nu cădea nici o rouă. Avem lege, dar avem spirit. Spiritul de împlinire a legii, dragostea e spiritul lui Dumnezeu. Evanghelia sănătății are apărători destoinici, dar lucrarea lor a fost foarte grea datorită faptului că mulți predicatori, președinți de conferințe și alte persoane din locuri cu influență nu au dat problemei reformei sanitare atenția cuvenită. Ei n-au recunoscut-o în legătura ei cu lucrarea soliei ca fiind brațul drept al corpului, în timp ce foarte puțin respect s-a arătat față de acest departament de către mulți membri și de către unii dintre slujitorii Evangheliei, Domnul și-a arătat preocuparea sa pentru el, făcându-l prosper și bogat. Atunci când e bine condusă lucrarea reformei sanitare, o pană despicătoare, făcând drum ca și alte adevăruri să pătrundă în inima. Când solia îngerului al treilea este primită în plinătatea ei, reformei sanitare se va da locul în comitetele conferințelor, în lucrarea comunității, în familie, la masă și în toate lucrările gospodăriei. Atunci brațul drept va sluji și va proteja corpul. Te și protejează, te și slujește brațul. Fără el ești neputincios. Ce spune? Au fost piedici, oameni influenți, predicatori, președinți de conferință, s-au luptat, au dat, au închis drumul, au făcut. Dar Dumnezeu a binecuvântat pe cei care au lucrat în direcția aceasta. Pe de altă parte, o altă extremă este să începi să faci lucrare de vindecare și să vorbești numai de adevărurile de sănătate, că oamenii au nevoie de așa ceva și sigur vor agrea, fără să mai unești cu solia îngerului al treilea, fără adevărul prezent. Și ce rezultă? Rezultă că prelungești viața păcătosului fără să înțelegi că el are nevoie de salvare și de mântuire și rezultă că lucrarea ta va fi amestecată cu alte curente oculte care nu au de-a face decât, sau alte curente seculare care nu au de-a face decât cu sănătatea fizică. Adică yoga, curente de întreținere, fitness, de revigorarea corpului, de tot felul de chestii, care sunt zeci de curente. Te plești și tu prinde. Poate ești un pic mai bun decât ei, dar ești între ei acolo. Nu e lucrarea lui Dumnezeu nici asta, să știți. În cazul în care ea devine totul și nu e unită cu solia îngerului al treilea, este o altă extremă păcătoasă și periculoasă, da? Cea mai întâlnită este, majoritatea nu fac lucrare misionară medicală, cea mai întâlnită extremă e fără așa ceva, decât teorie goală până nu mai știm să vorbim. Dar există și astfel de posibilități în care să faci din lucrarea pentru că merge și oamenii sunt deschiși. Asta și o iei pe chestia asta, știi? Prelungești decât viața păcătușilor, dar adevărurile salvatoare pentru a-L descoperi pe Dumnezeu, dragostea lui să descopere adevărurile prezente nu sunt unite. Și aceasta este o altă extremă de care trebuie să ne ferim, pentru că nu asta e planul lui Dumnezeu. Extremele duc întotdeauna la
distanțare foarte mare de linia dreaptă. Înseamnă depărtare de planul și de Dumnezeu, de Spiritul lui Dumnezeu. Pierdem totul și devenim altceva. Facem cu totul altceva. Scrie, însă brațul cel drept nu trebuie să devină întregul corp. Citim din Medical Ministry, pagina 313. Acolo, în context, spune, deși e o lucrare atât de bună, atât de valoroasă, brațul drept nu trebuie să devină corpul întreg. Adică ea este totul. Nu mai avem solia îngerul al treilea, nu mai avem neprionire prin credință, nu mai avem formarea caracterului, nu mai avem învingerea păcatului, nu mai avem Hristos în noi, nădejdea slavei, nu? Nu, atunci am pierdut Evanghelia. Un alt pasaj valoros în evangelizare, pagina 318, nimic nu va deschide mai bine ușile pentru intrarea adevărului ca lucrarea de evangelizare medicală. Aceasta își va găsi intrare în inimile și mințile oamenilor și va fi un mijloc pentru convertirea multora la adevăr. Deci ce este ea? Este lucrarea care mișcă cele mai împietrite inimi, citea mai devreme, nu? Cei care sunt împietriți la orice altceva încep să fie mișcați, să fie captivați și nu se vor odihni până când nu vor descoperi. Oamenii se vor converti, de fapt se vor întoarce la Dumnezeu. Prin această lucrare nu doar vor fi sănătoși, mulți vor descoperi adevărul. Nu toți, dar mulți se vor trezi. Mulți vor descoperi adevărul pentru timpul de față. Lucrarea medicală împreună cu solia îngerului al treilea trebuie să aducă rezultate minunate. Trebuie să sfințească și să unească conform cu lucrarea pe care marele cap al bisericii l-a încredințat-o primilor ucenici. Cât de încet înțeleg oamenii pregătirea ce ne face Dumnezeu pentru ziua puterii Lui. Era o afirmație pentru faptul că nu pricepeau exact ce vrea Dumnezeu să facă prin unirea soliei îngerului al treilea cu lucrarea medicală. Aduce rezultate minunate. Se vor converti mulți, va uni și va sfinți. Așa scria. Aș vrea să citesc un ultim paragraf biblic și un ultim citat din Spiritul Profetic. Unde găsiți descrisă în Biblie foarte clar lucrarea misionară medicală? Că e o lucrare care va crește, care se va dezvolta, care are origine cerească, că vine de la tronul lui Dumnezeu. Și că este lucrarea Lui pentru care va umple tot pământul. Ezechiel 47 este. Ezechiel, știți cu ce seamănă profetul Ezechiel? Profețiile lui și descrierea lui. Cu ce seamănă? Cel mai mult. Cu cartea Apoca? El descrie templu, cetatea, descrie tot ce se va întâmpla. Deci veți vedea similitudine între multe capitole lui Ezechiel și cartea Apocalipsei. Vă rog să citiți că cartea Ezechiel e puțin citită, puțin cunoscută, măcar că e o carte profetică pentru timpul din urmă. Nu ați auzit prea mult discuții despre profețiile lui Ezechiel, nu? M-am dus înapoi la ușa casei. Era vorba de casa Domnului, nu? Și iată că ieșea apă de sub pragul casei. Vă aduceți aminte în Apocalipsa de unde spune că curge un izvor, nu un râu, de unde? Din templu, din tronul, din tronul lui Dumnezeu. Ieșea apă de sub pragul casei dinspre răsărit, căci fața casei era spre răsărit, apa se cobora de sub partea dreaptă a casei. De la Dumnezeu vine prin partea dreaptă. Cine e la dreapta lui Dumnezeu? Mâna lui dreaptă este Iisus Hristos, care e la dreapta lui Dumnezeu, prin care l-a făcut această lucrare. M-a scos pe poarta de la miază noapte, m-a făcut să oculez pe din afară până la poarta de răsărit și iată că apa curgea din partea dreaptă. Vă aduceți aminte unde i-a spus să arunce mreaja? Nu? Lui Petru, că nu prinsesele nimic, e partea și a credinței. Era partea în care era el. Când a înaintat omul acela spre răsărit cu măsura în mână, a măsurat 1000 de coți și m-a trecut prin apă. Apa îmi venea până la glezne. Am mai măsurat iarăși 1000 de coți. Și apa îmi venea până la genunchi. Am măsurat iarăși 1000 de coți și m-a trecut prin ea și apa îmi venea până la șolduri. Ce se întâmpla? Era o lucrare care urma să crească. De unde venea apa? De la tronul lui Dumnezeu, vom citi din nou. Am măsurat iarăși
1000 de coți, atunci era un râu pe care nu-l puteam trece. Căci apa era atât de adâncă, încât trebuia să not un râu care nu se putea trece. El mi-a zis, ai văzut fiul omului? Și m-a luat și m-a dus înapoi pe malul râului. Se făcuse un râu, da? Deci e o lucrare care crește în mărime, se dezvoltă. Știți că solia Îngerul al Treilea se va transforma în marea? În marea strigare, exact așa spune. Când m-a dus înapoi, iată că pe malul râului era o mulțime de copaci pe amândouă părțile. Crescuseră copaci. Și el mi-a zis, apa aceasta curge spre ținutul de răsărit, se coboară în câmpie și se varsă mare și vărsându-se mare, apele mării se vor vindeca. Ce sunt mările? Marile. Profeția. Popoare. Deci apa asta vine de la tronul lui Dumnezeu și se varsă în mare peste popoare și se vor vindeca. Orice făptură vie care se mișcă va trăi pretutindem pe unde va curge râul. Deci pe unde curge râul este viață. Și vor fi o mulțime de pești. Ce le-a spus lui Ioan, lui Iacov când i-a chemat? Vă fac pescar de oameni, numai că acum nu mai trage peștele. Dai cu undița, stai, lungești ochii și nimic pește, nu? Nu se mai sunt convertiri, oamenii nu mai vor să audă, dar ce-i promisiunea? Că pe unde va curge râul ăsta, vor fi o mulțime de pești, căci oriunde va ajunge apa aceasta, apele se vor fi sănătoase, vor face sănătoase și pretutindem pe unde va ajunge râul acesta, va fi viața. Pescarii vor sta pe malurile lui, de la Enghedi până la Englaim, și vor întinde mrejele, vor fi pești de multe soiuri, ca peștii mării cele mari și vor fi foarte mulți. Mulți se vor converti. Rezultate minunate, spunea, nu? Lucrarea aceasta. Și mlaștinile și gropile ei nu se vor vindeca și vor fi lăsate pradă sării, unde nu e râul și nu curge râul ăsta de la tronul lui Dumnezeu care vindecă, vor exista și mlaștini. Cine e mlaștina? Ce spune ele noi că e mlaștina? Seamănă cu o mlaștină, cu apă stătută. Sunt oamenii care nu participă la această lucrare. Sunt cei care nu cred în lucrarea aceasta care aduce viață. Cum vor fi? Vor fi lăsați pradă sării. Știți când pui sare multă, o doză mare? În Marea Moartă știți cât de multe vietăți sunt? De ce zice Marea Moartă? Că nu sunt. Nimic aproape nu trăiește acolo. E salinitatea atât de mare încât unde pui sare, moare. Dacă vrei să omori un copac, pune-i multă sare. Toarnă-i apă cu sare și l-ai omorât. Pune în acvariu, fă-le bine un pumn de sare și să-i vezi pe peștișor cu burta umflată sus, nu? Mlaștinile, apele stătute, oamenii care nu vor participa la această lucrare vor muri. Se vor conserva, e adevărat, sarea conservă. Dai cu sare să nu se strice. Dar nici nu produce ceva de acolo, că unde pui sare, nici nu se multiplică nimic, nu? În realitate aceasta este... Cei care nu vor participa la această lucrare vor... Se vor conserva, dar vor muri. Nu vor avea parte de roade binecuvântate. Dar lângă râul acesta, pe malurile lui de amândouă părțile, vor crește tot felul de pom roditor. Frunza lor nu se va veșteji, roadele lor nu se vor sfârși, în fiecare lună vor face roade noi, pentru că apele vor ieși din sfântul locaș. Roadele lor vor sluji de hrană și frunzele lor de leac. Asta vă zice, dar asta e în Apocalipsie, adevărat, asta va fi pe nou pământ. Dar ce spune, știți ce spune ele noi? Că frunzele pomului vieții are ramurile atât de lungi încât se lasă până pe pământ marginile. Râul ăla, într-adevăr, curge pe nou pământ, dar încă pe aici este un simbol a ceea ce va fi acolo. Deci e adevărat că aceasta e lucrarea lui Dumnezeu de la tronul lui Dumnezeu de vindecare. Asta este, de fapt, Spiritul lui Dumnezeu care curge prin Hristos. Și acolo unde va curge va fi viață, va fi vindecare. Cine va participa această lucrare, numai că va fi în viață și va bucura de viață, dar în același timp va fi un pescar bun, pentru că vor fi o mulțime de pești, vor fi oameni care vor rezulta, ele noi spune că se vor converti cu miile sub influența Spiritului Sfânt. Iar ultima lucrare va fi o descoperire a dragostei lui, a caracterului, spune în pildele Domnului, lumina slavei sale, lumina dragostei lui.
transmisă prin fapte vii și neegoiste, va reprezenta ultima lucrare care se va face pe acest pământ. Adevărata lucrare misionară medicală are origine cerească. Ea nu a fost inițiată de vreun om, dar în această lucrare noi vedem atâta dezonoare adusă lui Dumnezeu, încât am fost instruită să spun: lucrarea misionară medicală este de origine divină și are de îndeplinit cea mai glorioasă misiune. În toate aspectele sale, ea trebuie să fie în conformitate cu lucrarea Domnului Hristos. Deci avem o evanghelie specială, suntem chemați să cunoaștem, să învățăm și să predicăm o astfel de evanghelie specială. Pentru că dacă îi spui doar de sănătate și nu știi evanghelia, nu e dat adevărul care să-i salveze viața veșnică, să poată să aibă viață veșnică, care trebuie să fie asociată cu lucrarea de vindecare, o înțelegere profundă a principiilor și științei vindecării, pe baza căii lui Dumnezeu, medicina lui Dumnezeu, calea de vindecare a lui Dumnezeu. Acesta e planul lui Dumnezeu, ca ele să fie reunite. Ele au fost încredințate poporului său la început, sunt scrise, sunt cerute, sunt descrise ca aducând rezultate glorioase, dar au fost pierdute atât evanghelia, cât și misiunea medicală. Trebuie redescoperite, trebuie crezute, trebuie învățate, trebuie practicate și trebuie propovăduite, pentru că aceasta este lucrarea care, râul de viață care curge de la tronul lui Dumnezeu și care va salva mulți oameni. Dumnezeu să ne binecuvinteze ca în timpul acesta de criză extremă, de lipsă, de întunecime și confuzie, să înțelegem pe de o parte ce înseamnă solia îngerului al treilea, ce înseamnă solia neprihănirii prin credință, iar pe de altă parte să înțelegem știința vindecării pe calea lui Dumnezeu, să înțelegem medicina lui Dumnezeu, felul în care Dumnezeu dorește să reabiliteze și trupurile și mințile oamenilor. Îi mulțumim Domnului pentru că avem șansa să redescoperim cel puțin teoretic aceste adevăruri. Cei care vor crede se vor adânci și vor descoperi mult mai multe amănunte și nu doar vor descoperi, vor intra pe linia lui Dumnezeu ca practicanți adevărații a acestor adevăruri sublime cu care Dumnezeu vrea să-și încheie lucrarea. Lăudați să fie Domnul pentru toate. Amin. Amin. Amin.